Secretul informației de zbor este alcătuit de tot din 3 elicoptere IA-330 Puma, tot din dotarea bazei 90 transport aeriană și este comandată de capitan comandor Cristian Ciochină. A treia formație de zbor este formată din 3 elicoptere IA-30 Puma Socat din dotarea bazei 95 aeriene Bacău. Formația este comandată de capitan comandorul Marcel Tenie. Evoluția formațiilor de elicoptere este încheiată de elicopterul IA-330 Puma Naval din dotarea grupului de elicoptere al forțelor navale. Instituții își va face apariția în curând blocul de paradă al tehnicii militare. Blocul de paradă este comandat de colonelul Gheorgheță Vlad, comandantul brigăzii 1 mecanizată Arcedava. Colonelul Gheorgheță Vlad este absolvent al Universității Naționale de Apărare Carol I și al Colegiului de Război al Forțelor Terestre al Statelor Unite ale Americii. A urmat toate dreptele carierei militare, de la funcția de comandant pluton până la cea de comandant de brigadă. În anul 2007 a fost ofițer de stat major în comandamentul multinațional al Forțelor Unite al Operației Iraqi Freedom. La revenirea în țară a primit responsabilități în cadrul componentei operaționale terestre din statul major al Forțelor Terestre. Din 2014 este comandantul brigăzii 1 mecanizat Arcedava. Colonelul Gheorghiță Vlad este pentru a treia oară comandantul paradei tehnice. Defilează tehnică din dotarea forțelor terestre. Primul modul este format din 5 vehicule Eurovantag. Autovehiculul blindat pentru operații speciale Eurovantag este un mijloc modern de luptă mobil intrat în înzestrarea forțelor terestre în anul 2007. Face parte din familia de autovehicule militare de clasă medie, care în variantă blindată este o opțiune foarte potrivită pentru îndeplinirea misiunilor atât în teren de operații, cât și în țară pentru executarea de misiuni independente, în condiții de izolare și în mediu ostil și pentru a asigura transportul trupelor în condiții optime. Fiabil, robust, ușor și rapid, special conceput și foarte eficient în zone microclimatice foarte calde, este ușor de folosit în teren accidentat. Eurovantag are o putere de foc sporită, pe el se pot monta mitralieră, instalație de lansare de rachete anti-tank și aruncător de grenade anti-tank. Al doilea bloc de paradă este reprezentat de 5 transportoare de trupe Piranha. Transportorul blindat de trupe Piranha 3C este un autovehicul de luptă blindat pe roți care a intrat în dotarea batalionelor de infanterie din forțele terestre. Produs în Elveția, Piranha 3C are un design deosebit, o protecție balistică variabilă crescută, blindaj performant, fiind dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și a armelor chimice, radiologice, bacteriologice și nucleare. Cu o greutate de 17 tone și echipat cu muteri puternic tip Caterpillar, autovehiculul asigură transportul și protecția unui echipaj format din 9 militari. Se poate deplasa cu ușurință în orice tip de teren și poate atinge o viteză de 105 km pe șosea. Defilează acum mașina de luptă a infanteriei 84M Jderul, autovehicul de luptă blindat, amfibiu pe șenile, care asigură transportul protejat al grupei de infanterie și ducerea luptei de către aceasta. Nimicește forța vie a inamicului și angajează lupta cu vehiculele blindate inamice. De asemenea, contribuie la combaterea țintelor aeriene și executarea de lovituri în dispozitivul advers. Poate executa misiuni specifice vânătorilor de munte. Mașina de luptă are o mare putere de foc, având în înzestare un calibru de calibru 25 mm, un sistem rachete anti-tank dirijate. Următoarea coloană care trece prin fața tribunei oficiale este formată din 5 transportoare amfibii blindate B-33 Zimbru. Tatăl B-33 Zimbru este un autovehicul de luptă blindat amfibiu cu un echipaj format din 11 militari, cărora le asigură transportul protejat. Caracteristicile tehnico-tactice îl recomandă ca o mașină de luptă fiabilă, fapt dovedit în datele de operații unde a fost și este folosit de către batalioanele de infanterie din forțele terestre. Este înzestrat cu o mitralieră calibru 14,5 mm și o mitralieră calibru 7,65 mm. Taburile Zimbru sunt urmate de tancurile TR-85M1 Bizonul. Acest tip de tank este de categorie mijlocie, având în compunere un echipaj format din 4 militari. În urma modernizărilor, tancul Bizonul oferă un grad ridicat de putere de foc, protecția
forței și manevrabilitate în câmpul tactic, atât în ceea ce privește deplasarea pe timp de zi, cât și capabilitățile de deplasare pe timp de noapte. Dotat cu un motor foarte puternic, tancul românesc dezvoltă o viteză maximă pe șosea de 60 de km pe oră, iar pe un teren uscat fără de nivelări de 40 de km pe oră. Panta maximă de urcare este de 32 de grade, purtând travesa șanțul cu o lățime de 2 km și ziduri de 1 metru. Defilează acum Ghepardul, un sistem de artilerie antiaeriană blindat, autonom, autopropulsat, cu o mobilitate ridicată, care poate executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice, ziua și noaptea. Misiunea sa tactică este angajarea luptei împotriva avioanelor și elicopterelor care atacă prin surprindere la joasă înălțime, cât și împotriva blindatelor. Datorită mobilității ridicate și timpului foarte scurt de reacție, acest sistem poate asigura protecția în câmpul de luptă, în special a unităților blindate. Complexul antiaerian Ghepard este, din punct de vedere al performanțelor, mobilității, puterii de foc și precizii, superior multor sisteme similare realizate pe plan mondial. Instalația are în dotare un radar de cercetare care descoperă țintele aeriene la distanță de până la 15 km. Intră în piața Constituției sistemul de artilerie la ROM, sistem interoperabil și cu performanțe la nivelul sistemelor similare aflate în dotarea celorlalte armate din țările state membre ale NATO. Lansatorul multiplu de rachete la ROM este un mijloc autopropulsat de lovire complet automatizat cu o mare putere de foc care poate să lovească o gamă diversă de ținte, îndeoseb de dimensiuni mari dispuse în adâncimea dispozitivului. Are o mobilitate ridicată și capacitate rapidă de deschidere a focului, poate executa acțiuni de luptă în orice condiții de timp sau anotimp, inclusiv în mediul contaminat CPDN, și dispune de un sistem logistic integrat care asigură muniția containerizată și încărcarea mecanizată a acesteia. Complexul antiaerian Tractar 2 35 mm Helicon este un sistem de artilerie antiaeriană care poate combate elicoptere de atac ce zboară la înălțimi mici și foarte mici, rachete aer-sol, avioane cu sau fără pilot, precum și ținte terestre ușor blindate. Fiecare complex acționează și autonom, putând să-și detecteze propriile ținte și să decidă atacarea lor cu ajutorul sistemului optic digital. Complexul poate lucra în trei moduri, în mod normal, auxiliar și în mod de urgență, cu un controlat manual de operator în lipsa sursei de curent. Complexul are timp scurt de reacție în cazul unui atac prin surprindere, precizie ridicată, mare putere de foc, bătaia maximă 4000 de metri, dispunând de un sistem modern de comandă și control și de conducere a focului. Complexul poate fi conectat la sistemul de conducere a focului Gunstar Knight, un sistem bazat pe un dispozitiv optoelectronic de urmărire și echipat cu un computer balistic pentru calculul traiectorii și al corecției tragerii. Punctul de comandă tactic Shadow TCP al complexului antiaerian Tractac 235 mm Helicon realizează funcțiile de comandă tactică ale sistemului de apărare antiaeriană de 35 mm. El este conectat cu până la 4 unități de foc Gunstar prin legături radio sau cu fir. Defilează vehiculele de luptă Team Humvee. Acestea sunt în măsură să execute misiuni de luptă într-o mare varietate de forme de teren și relief, de la deșert la zone muntoase, pentru perioade lungi de timp cu un minim de întreținere. Vehiculul pe roz multirol de mare mobilitate Humvee este un autovehicul cu un design revoluționar intrat în dotarea subunităților mecanizate de forțe pentru operații speciale, poliție militară și vânători de munte. În prezent, acest autovehicul de luptă este utilizat în forțele terestre române în trei variante. Autovehiculul Humvee oferă o protecție superioară modelelor anterioare, atât pentru echipaj cât și pentru categoriile de armament și muniții aflate în dotare. Acest vehicul de luptă, în diferite variante, a fost întrebuințat de militarii forțelor terestre în teatrele de operații din Irak și Afganistan, începând cu anul 2005, oferând un nivel de protecție balistică adecvat. Vehiculele de luptă Humvee au fost utilizate și în acest an de forțele terestre în cadrul exercițiilor de instruire naționale, cât și internaționale din poligoanele Hohenwald și Grafenwöhr din Germania. Vă prezentăm sistemul de aeronave fără echipaj uman la zbor, care a intrat în dotarea Armatei Române în anul 2012. Până în prezent a efectuat misiuni în teatrul de operații Afganistan. Intră în piața Constituției, autoturismele de teren pot realiza cu stațiile radio în configurații portabile, mobile sau fixe.
Echipamentele de comunicație sunt instalate pe șasiul Chevrolet Tahoe 4x4, un vehicul cu mare capacitate de trecere, prevăzut cu sisteme de instalare pentru echipamentele de comunicații și cu sistem de electroalimentare. Defilează acum vehiculul blindat MRAP tip Cougar, echipament intrat recent în înzestrarea Armatei României. Acesta asigura cu succes protecția militarilor în îndeplinirea misiunilor specifice Teatrului de Operații Afganistan. Vehiculul blindat MRAP este urmat de autospecialele de intervenție UD, vehicule blindate specializate în executarea misiunilor specifice privind detecția, neutralizarea și distrugerea munițiilor convenționale neexplozate și a dispozitivelor explozive improvizate. În continuare, defilează detașamentul de tehnică al Poliției Militare, compus din două autospeciale de transport rupe Heidhoff, două autospeciale Dacia Duster și două autospeciale Dacia Logan. Aflată în dotarea Batalonii 265 Poliției Militare, autospeciala blindată de transport rupe Heidhoff este un mijloc tehnic de luptă modern. În acest an, subunitățile de poliție militară au fost dotate cu noile modele de autospeciale Dacia Duster și Dacia Logan. Acestea asigură un grad sporit de eficiență, mobilitate și confort în îndeplinirea misiunilor agenților de poliție militară. Defilarea tehnicii militare a Ministerului Apărării Naționale este încheiată de vehiculul utilitar de teren Arctic Jet Prowler 1000 XT, intrat în dotarea Armatei României în septembrie 2015. Acesta este folosit pentru executarea unor misiuni specifice de cercetare, căutare, salvare și evacuare medicală din zonele de responsabilitate ale unităților de vânători de munte și cercetare care îl au în dotare. Echipajul este format dintr-un operator al utilitarei și un medic. Forțele aeriene intră în piața Constituției cu detașamentul de radere TPS-79R condus de capitan Marius Tudor și sublocotenent Bogdan Călin. Sistemul radar Capfiller asigură executarea supravegherii radar, controlul traficului aerian, dirijarea avioanelor proprii la interceptare și indicarea țintelor către sistemele de rachete sol-aer. Detașamentul de rachete sol-aer cu baza la Solhoub este condus de sublocotenent Cristian Irimier din Brigada 1 Rachete Sol-aer General Nicolae Descălescu. Structurile de rachete sol-aer din compunerea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer General Nicolae Descălescu, dotate cu sisteme Hawk, se află în plin proces de operaționalizare. Sistemul Hawk dispune de un sistem de comandă-control de ultimă generație și are o mobilitate deosebită în câmpul tactic, precum și o mare putere de foc redutabilă. Complexul de tehnică Hawk este format din trei autospeciale de transport rachete, având atașa câte un lansator cu câte trei rachete de exercițiu. Lansatorul este destinat pentru transportul, pregătirea și lansarea rachetelor de luptă. În 2012, Brigada 1 Rachete Sol-Aer în Călescu a executat primele trageri de lupte reale cu acest tip de rachete, evenimentul fiind o premieră pentru Forțele Armate ale României. Forțele navale sunt reprezentate la parada tehnicii din acest an de două embarcațiuni hibrid, o embarcațiune rapidă Fugerul și o instalație mobilă de lansare a rachetelor, cu echipaje formate din militari ai Centrului de Scafandre, din Infanterii Marini ai Batalionului 307 din Infanterie Marină și din Marinare ai Divizionului 150 rachete navale. Comandantul detașamentului de tehnică militară al Forțelor Navale este capitan comandorul Florin Rodeanu. Instalațiile mobile de lansare a rachetelor sunt mașini de luptă ce fac parte din secția rachete navale a Divizionului 150 rachete navale din compunerea flotei. Servesc la deschiderea rachetelor cu aripă asupra navelor de suprafață dinamice, asupra mijloacelor de desant și a navelor de transport. Instalația mobilă de lansare a rachetelor are o greutate de aproximativ 40 de tone, lungimea de 14 metri și înălțime de 7 metri. Locul de defilare al Comandamentului Logistic Întrunit este condus de colonelul Ioan Iacob, șeful de stat major al comandamentului, participant la numeroase misiuni în Teatrul de Operații Afganistan. Primul detașament este compus din 4 autostații radioblindate cu sal de frecvență Urovanta. Cutia blindată a acestor autospeciale asigură protecția necesară echipajului și tehnicii împotriva minelor și a muniției de infanterie. Al doilea detașament de tehnică al Comandamentului Logistic Întrunit este alcătuit din 10 autovehicule de teren blindate tip ușor Panhard. Autospecialele Panhard sunt cele mai noi mijloace blindate intrate în dotarea Armatei României și sunt destinate unităților operaționalizate din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit.
acesta se utilizează în zone de conflict și sunt ușor de manevrat în mediul urban cu străzi înguste. Beneficiază de mobilitate ridicată pe teren accidentat și totodată de o capacitate sporită de trecere a obstacolelor. Sunt echipate cu mijloace de comunicație militare din generația a treia ce permit asigurarea legăturilor de comunicații și a serviciilor informatice integrate. Pe turela autovehiculului este montată o mitralieră PKMS calibru 7,62 de milimetri. Blocul de parat al comandamentului logistic întrunit se încheie cu 5 autoturisme de teren Dacia Duster achiziționate prin programul de stimulare a înnoirii parcului autonațional, fiind destinate transportului personalului la diverse misiuni. Autoturismele au tracțiune integrală, beneficiază de motorizare Euro 5, mobilitate mare, confort sporit și reprezintă începutul unui proiect al Ministerului Apărării Naționale. Defilează acum tehnică din dotarea comunicatorului comunicației și informaticii, a cărui misiune este de a realiza, exploata și a asigura mentenanța sistemului de comunicații și informatică la nivel strategic și operativ. Tehnica aparține Centrului 48 Comunicații și Informatică Strategice și Centrului 89 Strategic de Comunicații și Informatică. Autostația de videoteleconferință asigură în timp real comunicații simultane de imagini și date. Autostația satelitară Anchor Station realizează legături de voce și date. Containerele de comunicații transportate sunt destinate pentru realizarea legăturilor multicanal. Echipamentele radio sunt instalate pe șasiul Chevrolet Tahoe 4x4, iar auto specială pentru managementul spectrului radio a intrat în dotare în acest an și face parte din capabilitățile de control și monitorizare ale Ministerului Apărării Naționale. Defilarea tehnicii Ministerului Afacerilor Interne este deschisă de către Poliția Română, una dintre cele mai solide complexe instituții din România. Poliția Română are peste 44 de linii specifice de muncă în domeniul prevenirii și combaterii criminalității, atât a celei simple cât și a celei organizate. Deschiderea coloanei, care trece prin fața tribunei oficiale, este realizată de 10 motociclete aflate în dotarea Poliției Române. Profesionaliste până în sute de cai putere, motocicliștii de la rutieră sunt primii care intervin pentru îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație rutieră. Motocicletele sunt urmate de autospecialele aflate în dotarea Poliției Rutiere. Reamintim că autoturismele Volkswagen Polo sunt cele mai noi autospeciale ale Poliției Rutiere și ele pot fi întâlnite în trafic toată țara. Concomitent cu defilarea autospecialelor Dacia Logan, survolează Piața Constituției o formație compusă din 3 elicoptere de tip Mi-8 și Mi-17, aparținând Inspectoratului General de Aviație al acestui minister. Principalele misiuni sunt executate cu aceste aeronave sunt sprijinul aerian ale structurilor afacerilor interne, misiuni aeromedicale și intervenții în situații de urgență, cum ar fi incendii, căutare, salvare și calamități naturale. Siguranța cetățeanului este obiectivul principal al Poliției Române. În acest moment, prin fața noastră, definează autoturismele Logan. Autoturismele Dacia Logan sunt urmate de cele mai noi embarcațiuni aflate în dotarea serviciului Poliției Delta Dunării. Anul acesta, în dotarea Poliției Române, au intrat peste 2300 de autospeciale, majoritatea dintre ele fiind destinate structurilor de siguranță publică pentru creșterea capacității de acțiune și a gradului de siguranță al cetățeanului. Autospecialele Dacia Logan sunt urmate de cele mai noi embarcațiuni aflate în dotarea Serviciului Poliției Delta Dunării, structură a Poliției Române specializată în prevenirea și combaterea braconajului și a criminalității contra mediului din biosfera Delta Dunării. Fața tribunei oficiale urmează să defileze efective ale serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale care în acest an au sărbătorit 20 de ani de la înființare. Atribuțiile SIAS sunt centrate pe rezolvarea situațiilor de criză ce necesită intervenția prin metode și procedee specifice pentru capturarea sau neutralizarea infractorilor foarte periculoși sau înarmați cu arme de foc, eliberarea ostaticelor a persoanelor răpite sau sechestrate. Locul de defilare este format din autospeciale de intervenție Mercedes Vito și Sprinter, dotate cu echipament de protecție balistică și echipamente speciale de executare a misiunilor specifice. Luptătorii sunt echipați cu ținuta specifică trupelor de intervenție ale Poliției Române, iar calamamenta au în dotare pistoale Glock 17 și pistoale mitraliere Heckler & Koch MP5.
parada al Poliției Române este închis de 3 autolaboratoare criminalistice și unitatea mobilă de intervenție în cazul dezastrelor, cu ajutorul căreia polițiștii intervin pentru efectuarea cercetării la fața locului în teren greu accesibil. Parada tehnicii auto a Jandarmeriei Române este deschisă de motociclete, mijloace de transport rapide și fiabile necesare îndeplinirii misiunilor în timp operativ. Autoturismele Dacia Logan și Dacia Duster sunt utilizate pe timpul misiunilor de patrulare destinate prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru asigurarea unui climat de siguranță necesar comunităților urbane și rurale. Aflate în dotarea structurilor montane ale jandarmeriei, autoturismele Isuzu 4x4 sunt folosite pentru deplasarea în zonele mai greu accesibile pe timpul misiunilor de salvare și evacuare a turiștilor răniți sau rătăciți. Autoturismele Volkswagen Transporto sunt folosite de către structurile de intervenție ale jandarmeriei, au capacitatea de a transporta în mod sigur și rapid lucrătorii și echipamentelor de protecție, precum și armamentul din dotare fiind prevăzute cu sisteme speciale de suport pentru armament și pentru alte mijloace de protecție folosite în acest gen de misiuni. Barca pneumatică este folosită pe timpul îndeplinirii misiunilor de către scafandri și luptătorii din cadrul brigăzii speciale de intervenție Vlad Țepes a Jandarmeriei Române. Autoturismele Opel Movano 16+1 sunt destinate transportului operativ al jandarmelor.